Adevărețului stăpânitor. Atunci sfânt, măreț stăpânitor. Și mare ești. Ce mare ești. Ce mare ești. Atunci sfânt, măreț stăpânitor. Ce cântați la dumneavoastră și lăudați pentru minunile sale.
Good.
vieții, Doamne, ești, ești nespusă în bogăție, Doamne, cât de mare ești. O, aleluia, este Iisus, ce pe vom cânta prima cântare, o cântare veche, care n-am mai cântat-o de mult timp împreună cu Emma, dar la începutul acestui an mi-am readus-o, așa să zic, în inimă, în minte, stând de vorbă cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din Bistrița, care de mai bine de 10 ani a venit datorită sportului din Bacău, acolo stătea el la Bistrița și nu-l cunoștea, bineînțeles, pe Dumnezeu. Și printr-o împrejurare a venit la biserică și a auzit această cântare cântându-se și atunci a fost momentul în care Dumnezeu i-a sensibilizat inima și s-a întors la Dumnezeu. Vreau să vă zic că fratele acesta are un nume predestinat ca să slujească pe Dumnezeu, Dan Predică îl cheamă, și vreau să vă zic că anul trecut chiar a terminat Institutul Teologiei Pentecostal și chiar predică. Dumnezeu îl folosește în slujba lui. Ne rugăm ca această cântare, care o știți cu toții, odată l-am văzut trecând cu turma, pe păstorul blând mergea cu turma la izvor, blândul păstor, blândul păstor. Acest păstor blând este astăzi, este și astăzi aici și doresc să atingă inimi în seara aceasta. Amin. Pe oaia cea cântă,
Oh,
las dulce de sus, un pastor pe nume Iisus, căci din urmă ai plecat, fiindcă n-ai ascultat, dar din goluri de stânci și abisuri adânci, El mereu te-a căutat. Vin acasă de grab! Vin acasă de grab, tu copii rătăcit, cât ești încă chemat și de cer așteptat, întoarce-te! Vino, nu amâna, astăzi te poți salva. Cât e încă miros, vino asta Hristos, vino, nu amâna. Unde sfârși tăcere, n-ai să ajungi nicăieri. Cine?
ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți fi înțeles. Lumea de ar fi a ta, ce folos tu ai avea, dacă sufletul pierdut ți-ar fi. Viața trece ca un vis, te-ai gândit la paradis sau la iadul veșnic din abis. Cel care s-a dat pe sine, cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți fi înțeles. Moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți fi înțeles. Într-o zi și eu am spus, te urmez, Doamne Iisus. De atunci viața mi-a schimbat. De Iisus nu mă despart, El îmi este cel mai drag. În poarta cerului mă așteaptă prag. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți fi înțeles. Cel care s-a dat pe sine, cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți fi înțeles. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți și înțeles. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți și înțeles. Povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute. Thank you.
Dar cavoli